Nu îmi pot imagina cum decurgea o operație de artroplastie în urmă cu peste 150 de ani atunci când a fost realizată pentru prima dată. Dar cu siguranță o să înțelegem ce reprezintă această intervenție chirurgicală în zilele noastre, pentru că invitatul meu la tableta de sănătate astăzi este domnul colonel medic, conferențiar universitar, dr. Marius Stănescu, șeful secției de ortopedie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, Carol Davila, din București. Bună ziua, domnule doctor, bine v-am găsit. Salut, bine v-am găsit. Cu toții avem prieteni, cunoștințe, rude, care suportă dureri de neimaginat ale articulației genunchilor. Dureri care deja nu mai cedează la medicamente, la antiinflamatoare, nu mai răspund tratamentelor non-invazive și care se gândesc că ar fi momentul să-și facă curaj și să vină la medicul ortoped, eventual pentru o operație pentru artroplastie. Și vreau să vă rog, pentru început, să spunem când este necesară o astfel de intervenție. Începem cu definiția unei artroplastii. Artroplastia, de fapt, reprezintă, în traducere, înlocuirea articulației sau, oricum, îmbunătățirea suprafețelor articulare, astfel încât, pe lângă scopul de a scăpa de simptome, durere, să ameliorăm drastic funcționalitatea. Sunt, într-adevăr, 150 de ani de la primele tentative de a îmbunătăți funcționalitatea unei articulații și, la momentul acela, se putea înlocui cel mult cu interfață biologică. Și la șol și la genunchi s-au interpus între suprafețele articulare cu diferite grade de deformare, de eroziune, țesuturi umane sau țesuturi animale care practic îmbunătățeau alunecarea, glisarea în articulația respectivă și astfel făceau mai suportabilă durerea. Tehnic vorbind, începem cam din a doua jumătate a secolului 20 să vorbim despre artroplastie, o înlocuire potentă, o înlocuire de bună calitate, o înlocuire cu materiale artificiale, dar care să aibă o integrare în organism, în niciun caz reject, deci materiale bioacceptabile, astfel încât nu numai simptomatologia să fie cupată, deci nu numai durerea, ci și îmbunătățirea aliniamentului, apropierea cât mai mult de mobilitatea naturală a articulației. Clasificarea însăși a artrozei cuprinde erodarea în diferite stadii a stratului de cartilagiu, de la 1 la 4, în care cartilajul începe să fie erodat, îmbătrânit, fisurat, spart până la crevase, osul denudat prin lipsa la un moment dat a cartilajului. Vorbeam aici de câteva din aspectele clasificării afectării cartilajului. Pe de partea cealaltă, clasificarea radiologică a gonartrozei, care ne ajută în mult mai mare măsură în profesie, în ortopedia de zi cu zi, include dezaxarea, pensarea spațiului pe partea mai afectată, vorbind de spațiul articular, osteocondensarea osului acolo unde compresia este considerabilă pe o suprafață mai mică decât suprafața articulară, deci excentrică. Apariția osteofitelor, acele ciocuri de care sau pinteni osoși care cresc periarticulari. Erodarea avansată până la formarea unor chisturi subcondrale, subcartilaj, care apar în oglindă. Aceste faze sunt și ele folosite în aprecierea momentului la care devine indicație artroplastia genunchiului. În principiu, în fazele, în stadiile 1 și 2, se tratează conservator, nechirurgical oricum, nu neapărat neinvaziv, pentru că mai apar infiltrațiile cu produse biologice de tip IRP, PRF, după aceea infiltrații cu soluții viscoelastice,
nu intru în discuție despre infiltrațiile antiinflamatorii care în bolile de regulă imunologice, reumatismale, inflamatorii cronice, acolo ajută, dar ajută doar simptomul, nu ajută nu și vindecă. Nu vindecă. Niciunul dintre aceste tratamente nu vindecă, pentru că e foarte bună remarca. Mă întorc la ideea că tratamentul îl facem pas cu pas, treaptă cu treaptă. După ce am cupat oarecum simptomatologia, mergem să încercăm să axăm, să refacem arhitectura. Toată lumea a văzut și știe că există varizare, deci genunchii aceia în O, sau valgizare, genunchii în X, cu diferite procente pe sex, pe vârstă și așa mai departe. În momentul în care noi încercăm axarea, putem folosi device-uri externe, așa zisele orteze, astfel încât să corectăm cât mai multe grade din abaterea axială, pentru a face, a ne apropia cât de putem de mult de o arhitectură proprie, o arhitectură standard. Am ajuns în faza 3 de artroză, atunci da, putem să luăm în considerare chirurgia. Dar nici atunci nu sărim imediat la artroplastie. Există pentru asta osteotomia, deci reaxarea prin schimbarea unghiului în zona osoasă metafizară a tibiei, astfel încât tibia care este încurbată să poată fi reaxată, augmentat acel ic, acel unghi, augmentat cu un substituent de os și fixat cu o placă până la vindecare. Am obținut la un om tânăr de 30, 40, 50 de ani acest rezultat, am lungit, am îndepărtat, mai bine zis, perspectiva intervenției artroplastice cu 20, 10, 20, 30 de ani. Este într-adevăr un interval de timp. Sunt convinsă că a înțeles toată lumea când se impune o astfel de intervenție chirurgicală și cred că următoarea întrebare pe care își adresează telespectatorii noștri este: ce presupune? Ce se întâmplă? Ce faceți? Vine momentul, într-adevăr, al indicației chirurgicale. Atunci începem să evaluăm, pentru că paleta, oferta tehnică de înlocuire, de artroplastie, este foarte largă. Slavă Domnului, a evoluat tehnica? A evoluat tehnica pe de-o parte și a evoluat prin cercetare, prin observare, prin studii. Au început să se nișeze indicațiile pe patologii, pe tipuri de afectare, astfel încât întotdeauna să conservi maxim ceea ce funcționează încă și să înlocuiești pe cât posibil, cum spuneam, pe principiul progresivității, ceea ce încă nu... Doar ceea ce trebuie înlocuit, fix. De aici a apărut, spre exemplu, necesitatea protezei unicompartimentale. N-aș spune că este jumătate de proteză totală, ci este doar înlocuirea suprafeței articulare pe unul dintre compartimente, genunchiul având trei compartimente, medial între femur și tibie, lateral între femur și tibie și compartimentul patelofemural. Înlocuirea unuia dintre compartimente cu proteza unicompartimentală de care vorbeam. Aici, spre exemplu, avem cazul unei paciente cu gonartroză bilaterală cu varizare, deci cu genunchi în O. La fel era și pe stânga și pe dreapta. Pe stânga, mai accentuat, s-a înlocuit doar articulația pe compartimentul intern cu o componentă metalică femurală, cu o componentă femurală tibială și cu un liner, cu un spațiator, care aici este reprezentat radiologic doar prin markerul metalic, pentru că el este dintr-o polietilenă cross-linkată de foarte bună calitate, care cu scopul de a alinia genunchiul. Deci, practic, s-a înlocuit decât aici, s-a înlocuit, cum sunt eu, decât o jumătate. Doar jumătate din genunchi. Cealaltă variantă, de care o să vorbim puțin mai încolo, este proteza totală.
O proteză totală, aceasta, să zicem, exact aceea. Bun, ce ne trebuie nouă de fapt să înțelegem că trebuie să recreăm? Noi trebuie să recreăm aliniamentul. Deci, este o radiografie ortolego, pangonogramă, o radiografie de la bazin până la glezne. Deci, practic, o radiografie care prinde șoldurile, prinde genunchii și prinde și gleznele. Cu scopul de a arăta arhitectura, plecând de la șor la glezne, care este abaterea axială a segmentelor, a membrelor inferioare. O linie trasă din centrul capului femoral în centrul gleznei, în mod normal, trebuie să treacă prin centrul articulației genunchiului. În momentul în care, spre exemplu aici, linia trece în interior, abaterea este de varizare, când ar trece prin exteriorul centrului genunchiului, atunci este deformare în valgus. Calculând, plecând de la aceste lucruri, spre exemplu, aici putem să luăm în considerare ceea ce vă spuneam mai devreme, osteotomia. Când lucrurile sunt depășite, trecem la protezare. Am vorbit de unicompartimentală. Unicompartimentala are și ea favoriții indicațiile ei, adică oameni tineri. O artroză doar pe compartimentul ăla, să aibă stabilitate. Principala stabilitate a genunchiului este dată de ligamentele încrucișate anterior și posterior din genunchi. În momentul în care am două compartimente sănătoase, ligamentul încrucișat anterior în special ca să nu joace în față și în spate genunchiul, înlocuind doar compartimentul afectat și reaxând, scăpăm de deviere, reaxăm. Scăpăm de durere, pentru că acolo era în suferință cartilajul, osul și tot ce mai cuprinde în compartiment. Meniscuri, ligamente și așa mai departe. Omul este, repet, tânăr, l-am redat repede. Un mare avantaj, reinserție cu recuperare rapidă și mai mult, pacientul nu va simți genunchiul ca un non-self, ca un obiect străin, ca o plombă care să obișnuiască peste nu știu cât timp, că îi se pare prea înaltă, că mai știu eu ce. De ce? Noi nu scoatem proprioceptorii, deci nu rezecăm mult. Dacă vedeți, ăsta spre exemplu, în momentul în care, o să vedeți după aceea când practic rezecăm tot ce înseamnă cartilaj. Tot ce înseamnă deci trebuie remodelat astfel încât să fie o congruență perfectă, se cimentează sau nu se cimentează, o să vorbim mai târziu, dar eu practic rezec aproape tot ce înseamnă în jurul articulației și cu ocazia asta practic scot și proprioceptorii, receptorii care dau sensibilitatea, orientarea pentru homunculus senzitiv și motor. Deci eu las pe loc la unicompartimentală cea mai mare parte a receptorilor de tensiune, de presiune, de orientare. Și simte corpul, și genunchiul îți rămâne ca și când totul este ok. Trecem la faza următoare de proteză de genunchi total, de care vorbeam mai devreme. Este mulajul de care vorbeam. Aici avem iarăși în funcție de principiul pe care îl aplicăm, pentru că artroplastia în timp a câștigat o mare valoare și prin personalizarea tipului de conceptul de a produce proteza, pentru că o proteză poate să îți copieze anatomic. Personalizare, sunt două tipuri de personalizare, deci o personalizare a funcției sau o personalizare de formă. Nu, pentru formă, nu de formă, nu formă. În aceea că proiectantul poate să copieze biologia, copiezi o aripă de, nu știu, fluture să faci un aparat de zbor, copiezi modelul anatomic ca să faci o proteză de genunchi. Alte principii sunt, înlocuiești într-adevăr că trebuie să fie, să semene cât mai mult până la identitate cu forma anatomică, dar funcționalitatea și modul de inserție folosește un principiu de kinematic, de
urmărire a unei mișcări. Deci scopul devine, pe lângă artroplastie, copierea mișcării, ceea ce e foarte bine. Poate să fie biomecanică, poate să aibă principii diferite de a funcționa. Sunt proteze cu o rază unică, deci practic este o singură, sunt două suprafețe, o bilă cu aceeași rază și pe intern și pe extern. Sunt unele cu, proteze cu mai multe raze, pe aceeași este o elicoidală, deci asta copiază mai mult anatomia, pentru că voluta anterioară este, are o rază mai mare decât voluta posterioară a condilului. Deci tehnic fiecare amănunt începe să conteze. Cercetarea este intensă, iar principalii beneficiari sunt evident pacienții, dar și noi, pentru că asta îmbunătățește tehnica, recuperarea și pe viitor funcționarea. Pot fi cimentate sau necimentate. Cu cât este pacientul mai tânăr și osul este de mai bună calitate, infradosul, deci în spatele protezei, pot să existe aplicate spreiate substanțe care să facă, cum este hidroxiapatita, care să facă priză cu hidroxiapatita nativă și atunci se cimentează biologic. Ce atunci când avem însă os mai osteoporotic sau mai greu de preparat, pentru că există multă lipsă de capital osos, atunci se fixează a priori cu ciment acrilic, care să ne dea stabilitate primară și să nu mai avem nicio grijă să așteptăm integrare. Pot să fie stabilizate. Stabilizate însemnând că aici se păstrează acest pintene care practic preia rolul aparatului ligamentar anterior. Poate să fie fără acest pintene, pentru că ne rămâne ligamentul posterior încrucișat și care dă stabilitate. Poate să fie cu platou fix ca acesta care se fixează de platoul metalic, sau poate să fie cu un platou mobil care să joace în axul tibiei și să îndulcească frecarea, pentru că până la urmă vorbim de o piesă metalică, de două componente metalice și un spațiator din polietilenă, chiar dacă este de foarte bună calitate, un spațiator din material plastic, polietilenă, croslincat. Și practic decizia o luați împreună cu pacientul în funcție de cerințele, necesitățile și afecțiunea de care acesta a dat dovadă până în momentul respectiv. Da. Iată cât de mult a evoluat tehnica și... Gândiți-vă că proteza, deși ar părea că este un panaceu, nu este, nu e un pat al lui Procust. De-aia sunt și atât de multe tipuri de proteze, pentru că fiecare pacient este unic și fiecare are nevoie este de o identitate ceva anume. Care îi trebuie, căruia îi trebuie un implant cu identitate potrivită lui. E femeie, e bărbat, e gras, e slab, e lung, deci are pârghii lungi ale segmentelor. Osul este osteoporotic, este osteocondensat. Axa... Este strâmb, este drept, este... Exact. Sunt o grămadă de variabile care trebuie să luate în calcul. Toate astea trebuie integrate astfel încât, ca într-un puzzle, astfel încât piesa respectivă să se potrivească fix pe acel pacient.